Salutare și bine ai venit la Motor Vlog TV. Eu sunt Andrei Barbu și scaunul pe care stau este fabricat din 25 de peturi reciclate. Înainte să începem testul cu noul Audi Q4 e-tron, abonează-te la canalul meu de YouTube. Noul Audi Q4 e-tron este primul SUV compact al mărcii complet electric și bănuiesc că împarte câteva chestii cu Skoda Enyaq și Volkswagen ID.4. Dar în cazul grupului Volkswagen, treaba asta nu e deloc surprinzătoare. Ceea ce e surprinzător la noul Q4 însă este interior, dar o să ajungem și acolo un pic mai târziu. Pentru început, hai să vorbim despre motorizare. În cazul de față, cea mai scumpă și mai puternică, numită 50 e-tron 4. Bateria are 12 celule și o capacitate brută de 82 de kWh, adică vreo 76,6 kWh utili. Puterea maximă este de 299 de cai putere, iar cuplul este 460 Nm. Suta se întâmplă în 6,2 secunde, iar viteza maximă este de 180 de km pe oră, iar autonomia maximă acestei mașini variază între 443 și 480 de km. Ținuta de drum a noului Audi Q4 50 e-tron 4 este una surprinzătoare, ținând cont de peste cele 2,1 tone ale mașinii. Fiind o mașină construită de la zero pe o platformă dedicată modelelor electrice, toată masa e bine ascunsă, iar comportamentul rutier este plăcut. Puterea și cuplul îți oferă accelerații rapide, direcția e precisă și rapidă la rândul ei, iar suspensia ține bine în vârf toate aceste kilograme. Totuși, peste anumite gropi, aceea suspensie devine puțin cam zgomotoasă, chiar dacă în interior nu sunt transmise vibrații neplăcute. Pur și simplu, cred că în combinație cu jantele pe 20 de inci, acesta este compromisul pe care trebuie să îl faci. Frânarea regenerativă este ușor de reglat prin intermediul padelor de pe volan și ai 3 trepte ale intensității. Dacă nu vrei să-ți bați capul cu aceste moduri ale frânării regenerative, pur și simplu selectezi prin intermediul acestui selector modul B și mașina face ce știe mai bine pentru a recupera cât mai multă energie atunci când decelerezi. Pe scurt, din punct de vedere dinamic, noul Audi Q4 se descurcă foarte bine și chiar este o surpriză plăcută la acest capitol. Pe de altă parte, dacă vrei și mai multă senzație de sportivitate și dacă nu ai nevoie de sistemul de tracțiune integrală, atunci să știi că poți avea noul Q4 și în versiuni mai ieftine, mai puțin puternice, dar care au doar tracțiune pe puntea spate. Noul Q4 poate fi echipat cu două versiuni de baterie, poate avea tracțiune spate sau integrală, dar și două versiuni de caroserie. Astfel, cea mai accesibilă versiune este 35 e-tron, urmată de 40 e-tron, ambele având tracțiune spate, iar versiunea 45 e-tron poate avea ambele tipuri de tracțiune în funcție de configurația aleasă. Pe scurt, puterea variază între 170 și 299 de cai putere, iar puterea maximă de încărcare este de 125 de kW în curent continuu. Spuneam la început că interiorul acestei mașini este marea surpriză. Unul minimalist, aproape integral digitalizat și care se îndepărtează cumva de ceea ce știam de la modelele clasice Audi. Aici nu mai avem o consolă centrală încărcată cu selectorul transmisiei și comenzile sistemului de infotainment. Nu mai avem un tunel median și totul pare gândit pentru a oferi o senzație cât mai amplă de spațiu. Senzație pe care, de altfel, o trăiești din plin. De fapt, totul este atât de simplificat încât mașina pornește fără să mai fie nevoie să apeși butonul de start. Pur și simplu urci la volan, apeși frâna, ai trecut selectorul transmisiei în drive și ai pornit. Chestie valabilă de altfel și la oprire. Pur și simplu cobori din mașină și ea face totul. Se trece automat în modul park, oprește sistemele și îți urează la revedere printr-un joc de lumini foarte frumos desenat. Totul este simplu, intuitiv, rapid și fără clicuri suplimentare. Toată această interacțiune e ca interacțiunea cu un website super, super bine optimizat. Fiecare scaun este fabricat din aproximativ 26 de peturi reciclate de 1,5 litri, iar calitatea generală a materialelor folosite este una bună. Totuși, mie mi se pare că e cam mult plastic în acest interior. Și oricum, îmi pare că lipsește acea idee de atenție la detalii pe care
le apreciam sau pe care o apreciam la construcția din interioarele Audi. Nu că aici ar fi ceva în neregulă, doar că totul e mult mai aerisit, mai simplu și mai lipsit de comenzi fizice. De fapt, cam singurele comutatoare de tip analog rămase sunt cele aferente sistemului de climatizare, așezate pe rând într-un fel de bară de butoane, fără prea mult farmec și fără un design aparte. Și din păcate, toată această bară nu este luminată noaptea, așa că trebuie să bâșbui puțin pentru a atinge butonul pe care îl cauți. Volanul este și el unul complet nou pentru Audi și preia comenzile digitale și suprafețele tactile de la alte modele pe care le-am văzut deja în cadrul acestui grup. Ai nevoie de puțin timp de obișnuință, dar imediat ce degetele tale se acomodează cu gesturile necesare pentru aceste comenzi, totul decurge fără bătăi de cap. Mai ales că instrumentarul de bord digital afișează informațiile foarte clar, fie atunci când vine vorba despre datele de consum și autonomie, fie când vine vorba despre sistemele de navigație sau de infotainment. Ecranul central este așa cum îl vezi, tactil, foarte rapid și cu meniuri ordonate frumos, astfel încât să nu pierzi 10 minute pentru a ajunge la setările sistemului de sunet, de exemplu. La acest capitol, din punctul meu de vedere, MMI-ul celor de la Audi este unul dintre cele mai bune din segment. Altfel, spațiul disponibil în față este unul foarte, foarte generos, iar vizibilitatea este extrem de bună, pentru că atât geamurile laterale, cât și parbrizul sunt impresionante cumva ca dimensiuni. Pur și simplu nu trăiești acea senzație de claustrofobie în această mașină. În plus, ai și suficiente spații de depozitare încât să poți să-ți rătăcești cheile de acasă. În total, Audi Q4 oferă 25 de litri pentru spațiile de depozitare din interior, în timp ce spațiul disponibil pe bancheta din spate este absolut generos, chiar și pentru persoanele ceva mai înalte. Volumul portbagajului este de 530 de litri, așa că nu te poți plânge de lipsa spațiului pentru bagaje. Mai mult, bancheta spate se rabatează fracționat dacă ai nevoie de ceva mai mult loc, caz în care volumul util ajunge la 1490 de litri. Prin urmare, când vine vorba despre caracter practic, noul Audi Q4 bifează tot ce trebuie. E clar că lipsa motorului termic, dar și eliminarea tunelului median, duc cumva la optimizarea spațiului din interior. Dar noul Q4 e-tron este un SUV compact și prin prisma dimensiunilor sale, pentru că lungimea sa este de aproape 4,6 metri. Prin comparație, un BMW X3 convențional are o lungime totală de 4,7 metri. Așa că, din punctul meu de vedere, noul Audi Q4 e-tron își dorește cumva să acopere segmentul în care concurează și BMW iX3. În exterior, designul mașinii este completat de cele 4 moduri în care poți seta semnătura luminoasă a blocurilor optice, iar banda LED din spate este la fel de spectaculoasă, cu toate că este o idee pe care deja o vedem implementată și la alte modele electrice, așa cum sunt EQA și EQC de la Mercedes EQ. Noul Audi Q4 este o mașină dezirabilă. Platforma care stă la baza ei este una dezvoltată special pentru modelele electrice. Iar acest lucru se simte prin ținuta de drum excelentă, dar și prin felul în care spațiul interior a fost optimizat. Îmi lipsesc acele brizuri clasice pentru Audi, acele materiale super, super solide, dar cumva simplitatea aceasta și digitalizarea accelerată sunt suficient de bine încorporate, astfel încât să te poți bucura de o mașină care intră rapid în topul preferințelor mele. Noul Q4 e-tron își face treaba foarte, foarte bine și cred că cei care vor o mașină electrică excelentă, care să beneficieze de toată tehnologia grupului Volkswagen, dar care simt cumva nevoia să aibă și imaginea pe care brandul Audi ți-o oferă, Q4 e-tron este alegerea excelentă, mai ales că și prețurile de achiziție sunt unele destul de bune și cumva cred că această mașină reușește un mix destul de complicat pe care până acum eu unul cel puțin nu l-am mai văzut de la Audi.
acesta a fost testul meu cu noul Audi Q4 50 e-tron 4, căci acesta este numele complet. În cazul în care ți-a plăcut materialul, dă-i un like, dă-i un share și nu uita să te abonezi la acest canal de YouTube, pentru că doar așa o să fii la curent cu cele mai noi clipuri pe care le vom urca aici. La revedere!